Bună, eu sunt Diana și astăzi suntem la Parada Moto din Roman. Sunt motocicliști, îi vedem mereu pe șosele turând motoarele la maximum și trecând pe lângă noi în viteză. Îndrăgostiți de caii putere, dar în aceeași măsură și de adrenalină și miros de cauciuc ars, ei sunt catalogați de cele mai multe ori ca donatori de organe. Datorită faptului că motociclismul este încă privit la noi cu ușoare urme de neîncredere, mai mulți motocicliști din zona Moldovei și-au dat întâlnire la Roman pentru a trage un semnal nu de alarmă că sunt participanți la trafic. Cei 100 de participanți veniți la eveniment au provocat și peste 300 de curioși care au făcut parcarea de la sala polivalentă neîncăpătoare. Nu mă așteptam să vin așa de multe persoane. Crede-mă, super, super. Overwhelmed. Mai bine? Mama, de fapt că au venit familia. Bună, prin județul vecin au venit și de aici din Neamț și din Suceava, de fapt avem și din Botoșana, vrem să trecem din Botoșana. Chiar nu mă așteptam să apară chiar așa de multe. Au venit cu pasageri, au venit cu ceapări, au venit cu sporturi, au venit cu cruzere și tot ce vrei. Polițiștii și jandarmi au supravegheat îndeaproape Parada Moto.